Cu Alexandru Moțel accidentat și Budescu exclus din lot, Astra Giurgiu a trecut pe lângă victorie în meciul cu Petrolul Ploiești și a remizat scor 1-1. Astra a controlat jocul în prima parte, însă primele ocazii au aparținut ploieștenilor, care au fost de mai multe ori aproape să deschidă scorul. Primul gol a fost marcat tot de aceștia, dar în propria poartă, când Alcenat a respins greșit o lovitură liberă executată de Laban. Giurgiuvenii s-au mulțumit după pauză să conserve avantajul minim și poate că această tactică i-a costat eliminarea lui Laban pentru două cartonașe galbene. Rămași în 10 pentru ultimele 20 de minute, oaspeții s-au închis și mai mult, iar Răzvan Lucescu a riscat totul. A mizat totul pe atac și astfel au apărut ocaziile la poarta lui Dani Coman. Egalarea s-a produs când nimeni nu se mai aștepta, după o gafă comună a lui Dani Coman și Ben Youssef, care nu au mai putut respinge o minge aruncată în careul mic de Teixeira. Coman a profitat și a luat două puncte prețioase astăzi. Antrenorul Daniel Isailă a fost mulțumit de prestația elevilor săi și spune că rezultatul este echitabil. Astra Giurgiu ocupă în continuare locul 2 în campionat și a rămas la 3 puncte distanță de Petrolul Ploiești, dar s-a distanțat la 6 puncte de locul 1.